ai spus acum ceva zile că regreți unele dintre răbufnirile pe care le-ai avut de-a lungul anilor. Da, eu cred că un om cât de cât inteligent și asumat reușește la un moment dat să-și asume faptul că uneori mai și greșește. E normal, cred că cu toții am trecut prin așa ceva la un moment dat. Uh-huh. Și ne-am dat seama că uneori poate am greșit, poate am spus lucruri pe care nu trebuia să le spunem. Tatălui Pepe are o vorbă pe care mi-a spus-o acum mulți ani și de care n-am ținut seamă tot timpul și are foarte mare dreptate. El îmi spune așa, tată, gândul care îți vine când ești nervos, primul gând care îți vine când ești nervos și supărat, uită-l. Trage aer în piept, numără până la 100, liniștește-te și nu lua decizii la nervi. Nu fă lucruri la nervi pe moment. Pentru că întotdeauna când ești nervos și supărat, primul lucru care îți vine să-l faci nu e neapărat cel mai bun. Absolut. Și nu l-am ascultat întotdeauna, din păcate. Dar acum, de ceva timp, am ajuns la concluzia că are foarte mare dreptate. General, că sunt foarte supărată sau că mă enervează un lucru foarte tare, încerc să mă calmez întâi și să mă gândesc foarte bine înainte să spun sau să fac ceva. Dar vine și odată cu vârsta, bănuiesc. Probabil. Ți se pare că regres faptul că ai rănit pe cineva? Depinde, sunt, da, poate am rănit pe cineva, poate am spus lucruri care erau nedrepte față de cineva sau... Inclusiv din familie? Fără îndoială, da, fără îndoială. Adică te referi și la tata? Și la tata, evident, da. Adică am avut momente de supărare, dacă vrei, și de, cum să-i spun, de nemulțumire în ceea ce privește cumva relația mea cu el și în momentele acelea am spus niște lucruri pe care ulterior le-am regretat. Dar am citit o chestie foarte interesantă undeva, într-o postare a Mirelei Retegan, cred, că în general copiii, pentru că eu sunt tot, până la urmă tot sunt copilul lui și o să rămân copilul lui toată viața, în general copiii când spun părinților pleacă, lasă-mă, de fapt vor să le spună că trebuie să rămână și cred exact că la mine exact asta a fost. Mm-hmm. De fapt, cred că într-un fel am spus lucrurile astea în momente în care realizam că de fapt el mi-aș dori să fie mai prezent în viața mea decât e. De fapt asta era. Te întreb asta pentru că tatăl tău nu trece printr-o perioadă foarte ușoară. Ieri mi se pare, nu? Da. Președintele Iohannis... Încă n-a răspuns. I s-a cerut a de primit către această... parchetul militar, da. Da. Pentru punerea sub acuzare, urmărirea penală în dosarul Revoluției, inclusiv a lui Petre Roman. Da, Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu. Punct. Pentru crime contra umanității. Da. Crime contra umanității, da. Da, mie mi se pare că este o mizerie absolut infectă și o nedreptate absolut îngrozitoare, pentru că poate sunt oameni care pot să-i reproșeze lucruri în ceea ce privește guvernarea lui. O chestie, mă rog, subiectivă până la urmă, deși sunt lucruri extrem de obiective pe care le-a făcut. Dar să cer urmărirea penală împotriva unui om care a fost în stradă și care, despre care nimeni n-a negat vreodată că a fost un erou al Revoluției și să-l acuzi de așa ceva, mi se pare absolut, absolut strigător la cer. Deci mie mi se pare că e absolut strigător la cer și că este o absolut enormă nedreptate care îi se face și sper ca președintele să cântărească foarte bine înainte, să încuvințeze. Eu vorbesc de tata aici, restul nu mă privește și nu pot să-mi permit să discut despre alte persoane, dar... este cunoscut faptul că el a fost la baricadă în 21 noaptea, acolo cu cei 80 care au fost, din care 40 n-au mai trăit, pentru că au fost împușcați în direct, s-a tras asupra lor. Păi dintre cei trei... N-a fost nimeni acolo. Asupra cărora se solicită urmărirea penală, tatăl tău a fost singurul care a fost în care stradă. Care a fost la baricadă, da. În stradă. Da, exact. El a fost atunci, în seara de 21, când nu se știa dacă regimul va cădea sau nu. Deci când, practic, revoluționarii și-au asumat cel mai mare risc, pentru că nu se știa ce se va întâmpla. Uh-huh. Apoi, în 22, după ce Ceaușescu a fugit și el împreună cu studenții au intrat, și cu Dan Iosif și, mă rog, cine mai era acolo, au intrat în sediul Comitetului Central, Petre Roman este cel care a făcut prima declarație de libertate
a Revoluției Române. A fost primul care a avut curaj să apară cu un microfon în fața peste 100.000 de oameni și să spună că dictatura lui Ceaușescu a fost abrogată. Și să spună astăzi aici declar puterea poporului. Adică nu cred că îl poate, cum să spun eu, bănui nimeni de faptul că ceea ce a făcut el în noaptea de 21 și în 22 și ulterior au fost lucruri, cum să spun eu, altele decât acelea a unui om din stradă care s-a dus și a făcut o revoluție pe bune. Acuzația mai mult asta... decât atât, el nu a avut nicio funcție până în data de 27 decembrie când revoluția se terminase. Cine poate spune că el ar fi, prin absurd să spunem că el ar fi putut da vreun ordin? Uite, asta nu te-am întrebat niciodată până și nu l-am întrebat ăla. Nici pe el, pentru că nu e... tocmai genul emisiunii. Dar cred că foarte multă lume acum stă și se întreabă, având în vedere că din decembrie și până în ianuarie, când s-a instalat noua putere, în 89-90, n-au fost alegeri. Alegerile au fost câteva luni mai târziu, în mai, mi se în pare, mai, nu? Da, a fost un guvern provizoriu. A fost un guvern provizoriu, da. Care s-a instaurat în 27. Tatăl tău din stradă, de la baricadă, acolo unde au murit oameni, da. Apoi la televiziune, făcând acea declarație de... Întâi a făcut din balcon și după aia la televiziune. De libertate. Cum a ajuns tatăl tău prim-ministru? Premier la România. El, nici eu nu știu să spun exact, cred că el ar fi cel mai... Oricum, el a povestit lucrurile astea. Acuzația asta lui e de foarte memorii. Gravă. Crime contra umanității sună... ceva, da, și nu poți să, într-un dosar atât de complex cum e cel al Revoluției, nu poți acuza doar trei oameni din sutele care au fost acolo. Plus că cine a dat ordine? Tata putea să dea vreun ordin pe 21, pe 22, pe 23, când el era nimeni. Adică el nu avea vreo funcție ca să poată da vreun ordin. Pentru ca că cei mai mulți atunci au murit. Exact. Adică chestia asta ține strict de armată. Păi hai să vedem cine era acolo și cine putea. Cineva din armată l-a ascultat pe Petre Roman, sincer. Era, lumea, el era nimeni pe stradă în momentul ăla. Lumea are impresia că această... Nu lumea, lumea are impresia. Jocurile că erau aranjate, existat, că Ion Iliescu exact. Trebuia să lumea fie noul conducător al României și se vorbea despre asta. Un complot, da? Pentru că, în primul rând, serviciile n-au avut altceva de făcut decât să manipuleze în sensul ăsta. În al doilea rând, să presupunem că, prin absurd, ar fi fost vreun complot. Tata n-a avut nicio legătură cu el, pentru că tata a plecat de acasă, eu știu. A plecat în 22 dimineața de la facultate cu studenții și țin minte că cel care era secretar de partid la Politehnic atunci a sunat-o pe mama și a zis: băi nene, fă ceva cu Petre, că a nebunit, a luat studenții, se ducă în piață să demonstreze împotriva Ceaușescu, vezi că o să-l aresteze și o să ajungă la pușcărie și nu o să mai poată profesa niciodată. Adică el n-avea nicio treabă cu nimeni. Că el a ajuns cumva în această combinație ca musca în lapte, e real. Există și acea... În ce combinație? Prim-ministru? Primul prim-ministru? Da, între ei acolo, pentru că el era din stradă, el era un om care a venit ca și Dan Iosif din stradă, da? Există acea înregistrare celebră în care, în momentul în care se discutau niște lucruri într-un birou de la CC, Brucani spune lui tata: dar tu cine ești de vorbești aici și ne spui nouă lucruri? Cine ești tu? Ce cauți tu aici? Adică se vede foarte clar că, el ajunsese acolo efectiv venind din stradă. Adică dacă unul ca Brucan îi spune: bă, dar tu cine ești tu să ne spui nouă aici? Pentru că e acea chestie celebră în care Iliescu spune structurile de partid și de stat și taică mi-i spune: ai domne, că sună ca dracu, îmi cer scuze de expresie că suntem în săptămâna mare. Și adică nu-i de acord cu formularea. Și atunci Brucan se uită la el și îi spune: dar tu cine ești să ne dai nouă lecții? Ce cauți tu aici? Pentru că el efectiv n-avea nicio legătură. Cum ar fi putut el în zilele alea să dea vreun ordin să se tragă? Adică e atât de aberant și atât de, cum să spun eu, sinistru ceea ce fac oamenii ăștia, încât eu sunt absolut șocată și tu vorbești aici despre tatăl tău. Da, repet, despre alții eu nu pot să mă bag să comentez, pentru că oricum Iliescu a apărut mult mai târziu. Iliescu n-a fost la baricadă, Iliescu n-a fost în 22 dimineața, despre ce vorbim? El a apărut de-abia pe 22 după masă, când tata făcuse deja o primă declarație la balcon și se dusese la televiziune cu Sergiu Nicolaescu și așa mai departe. Vorbim de începuturile Revoluției la care tata a luat parte și există adică nu poate nimeni nega lucrurile astea. Și să-i fac așa ceva acum, după 28 de ani, mie mi se pare absolut îngrozitor și nu înțeleg motivul pentru care s-a ajuns aici. Despre asta e vorba. Adică nu înțeleg. Bine, ei au încercat să-l prindă pe tata cu
tot ce au putut. Mineria nu au putut de... să demonstreze că a furat sau că a luat vreun ban sau că a făcut vreo afacere. Au încercat da, cu mine, mi-au făcut... Mai, nici nu mi se pare a fi vreo miză acum pe Petre Roman. Iată că e din moment ce ei continuă să facă lucrurile astea, se pare că încă e o miză, deși e practic retras. Păi l-a scos o carte, crezi că a deranjat prin cartea respectivă pe cineva? A deranjat foarte rău. A deranjat foarte rău. Și pentru tu că știu el că l-ai susținut să scoată cartea. Carte, el explică faptul că și în prima mineriadă și a doua mineriadă au fost niște lovituri de stat orchestrate de serviciile secrete. Când a scos cartea? Anul trecut? În decembrie. Anul trecut, nu? Da. Ori băieții ăștia, băieților ăstora nu le convine să le se spună niște lucruri. Înțelegi? Dar eu stau și mă întreb cât o să ne mai prigonească. Adică pe mine au încercat să-mi facă primul articol despre mine. A apărut în evenimentul zilei în 91, spunând că eu sunt ca Nicu Ceaușescu, că merg cu mașina pe trotuar. A fost o scenare pe care mi-au tu făcut-o. Tu câți ani aveai atunci? 14 ani. A fost o scenare pe care mi-au făcut-o. Deci ei de atunci au început. N-au reușit să mă ia nici pe mine cu nimic, nici pe tata cu nimic. N-au reușit să ne prindă cu nimic, că noi n-am făcut nimic. Și atunci singurul lucru cu care i-au putut să-l atace a fost mineriada, care până la urmă minerii l-au dat jos prin forță. Adică nu putem să-l bănuim de faptul că el ar fi fost prieten cu ei vreodată. Și acum cu Revoluția, ceea ce este absolut aberant. Adică dacă el are un merit în tot ce s-a întâmplat după Revoluție, este faptul că a făcut Revoluția. Și doi, că a făcut atunci în 90 niște legi pe care el, dacă nu le făcea atunci, riscam să ne întoarcem înapoi. Oana, îți mulțumesc foarte mult. E un moment, nici n-am încercat să te întreb, pentru că în ultimii ani nu prea te-am auzit luându-i apărarea tatălui. A, nu, în ceea ce privește cariera lui de om politic, eu o voi fi până la sfârșitul vieții mele cel mai mare apărător și am un singur regret, faptul că tata în continuare refuză să scrie pe Facebook, nu vrea să aibă Facebook, nu înțelege că este o modalitate prin care poate explica multor oameni niște lucruri și n-am reușit să-l convin că ar fi foarte important ca aceste lucruri pe care le-a scris în carte să le poată scrie într-un mediu în care mai multă lume să aibă acces la ele. Îți mulțumesc mult de tot, sărbători frumoase. La fel, Paște fericit și să ne vedem cu drag. Săptămâna viitoare la ziua ta. Deci.